Până în prezent, în județ s-au vaccinat anticovid-19 un număr de 2097 de cadre medicale. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al DSP Suceava, Gabriela Băncilă. În cursul zilei de joi, în cadrul fazei 1 de vaccinare anticovid-19, pe raza județului Suceava s-a efectuat un număr total de 375 de vaccinări. Cele mai multe, 165, au fost efectuate la Spitalul Județean de Urgență Suceava, alte 75 la Spitalul Municipal Rădăuți, 55 la Spitalul Municipal Fălticeni, 50 la Spitalul Municipal Câmpul Lung Moldovenesc și 30 la Spitalul Orășenesc Gura Humorului. Din cele 375 de persoane vaccinate joi, au fost înregistrate 5 reacții adverse minore, cum ar fi ușoară oboseală și durere locală în brațul în care s-a introdus vaccinul.